O soră mi-a trimis o lucrare pentru biserica noastră și pentru chestie pentru biserică și consider că este ziditoare pentru biserica noastră. Aș vrea să citesc această lucrare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Poporule, așa-ți vorbește Domnul. Să nu te temi că sunt cu tine. Am lucrat și voi mai lucra, am intervenit și voi mai interveni. Am adus eliberare și voi mai elibera, am dat lumină și voi mai da lumină, am mângâiat și voi mai mângâia, am mântuit și voi mai mântui, căci așa vorbește Domnul. Ai preț în ochii mei și mă voi îngriji de tine cu o grijă sfântă, voi răspunde și la cauzele tale mari și la cele mici, că planul meu cu privire la tine e întocmit și nimeni nu poate dărâma zidul ridicat de apărare, căci Domnul luptă pentru tine, zice Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Tu, acum ni se cere nouă asta, caută să-ți cunoști mereu locul și astfel cel viclean nu va putea face spărtură, căci vei primi călăuza de care ai trebuință în vremea aceasta, zice Domnul. Aș vrea să luăm aminte la ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit prin Duhul Sfânt. Eu cred că lucrarea este venită de la Domnul prin Duhul Sfânt și îmi doresc din toată inima fiecare dintre noi să realizăm că suntem chemați în perioada aceasta să stăm în spărtură și să stăm fiecare la locul la care ne-a așezat Dumnezeu și să slujim Domnului. Și spunem, Doamne, ajută-ne la lucru.